Pictura este o experiență unică, o călătorie. Pictura înseamnă culoare, pictura înseamnă desfătare, înseamnă organic și face parte din firescul lucrurilor. M-am născut într-o casă de artiști, am copilărit cu lucrurile acestea, chiar de la bun început, asta însemnând începutul anilor 80, o dorință de a urma exemplul pe care mi-l oferea tatăl meu. Primele schițe au fost timide, ca în cazul oricărui copil care încearcă să-și descopere gesturile și micile temeri legate de lucruri care constituie un necunoscut până la urmă. Desenul și culoarea, pictura făceau parte din preocupările mele zilnice. Găseam o bucurie formidabilă în a mă exprima în termenii aceștia și liceul a reușit să mă ajute să-mi gestionez mai bine impulsurile de a da frâu liber imaginației. Era nevoie de un studiu mai aprofundat. Consider că m-a ajutat foarte mult. Facultatea ne ajută, evident, în a deveni artiști pe cont propriu, bine așezați pe picioarele noastre, dar funcție de, poate, de structura fiecăruia, e posibil să inhibe, să ia din elanul creator al unui tânăr artist și poate chiar să depersonalizeze. Sunt și plusuri și minusuri, ca în orice situație. Uite, cu treceri blânde, treceri mai puțin. Fondul în sine e o lucrare. Că asta îmi și propun. Să am niște zone de interes și acolo. Și în fond, nu numai pe personaj. Și că îmi place să lucrez, să pun culoare și cu degetul. Citeam odată că cel mai tare era Tizian. Făcea chestia asta. Și bine, lucrurile ieșeau într-un mare fel. Încă e la nivel de experiment, dar funcționează. Proiectul meu pe care l-am denumit generic Măști sunt reinterpretări după mari maestri, portrete și capete de animale ce au valențe de psihologie umană. Această serie de portrete are la bază, ca surse de inspirație și influențe, Francis Bacon, școala spaniolă de pictură cu Velázquez și Zurbarán. Tehnica pe care o folosesc este cea acrilic pe pânză, uneori culori de ulei. Vorbim de un joc de lumini și umbre, de juxtapuneri, de zone încărcate de pastă, altele foarte subtile, unde forma avea se întrezărește. Sunt interesat de zone cu un detaliu foarte atent lucrat.
ca repertoriu artistic am de la compoziții suprarealiste la expresionism, o altă serie de portrete care pot spune că m-a fascinat de-a lungul timpului, le numesc tot portrete, deși sunt elemente de caroserie, de caroserie auto, și cred că sunt între puținii care au avut curajul să abordeze această temă. Nu strică din când în când să mai intrăm într-un muzeu, să mai vizităm niște galerii, să răsfoim câte un album. Merită. E hrană pentru suflet și cred că avem nevoie cu toții de asta.